We are now going to start our meeting. Vom începe acum întâlnirea noastră. Let us pray, let us have a silent prayer. Haideți să ne rugăm, să facem o rugăciune în taină. Amen. Amin. So, once again, hi to everyone. Încă o dată vă salut pe toți. And happy Sabbath for those that have entered into Sabbath. Și sabat fericit pentru cei care au intrat deja în sabat. I would actually like to start by welcoming all of you to the Brazilian Camp Meeting. Aș vrea să încep prin a vă spune bun venit tuturor la această tabără organizată de cei din Brazilia. And I just want to say I'm very happy to open this camp meeting on behalf of the Brazilian ministry. Și vreau să spun că sunt foarte fericită să deschid această tabără în numele Ministriului din Brazilia. And I'm also happy to share these studies with you all. Și de asemenea, mă bucur să pot împărtăși aceste studii cu voi. I just want to introduce myself to everyone. Vreau să mă prezint tuturor. My name is Gail. Numele meu este Gail. And I've been a volunteer for the last few years in Brazil, at the school in Brazil. Și sunt voluntar, sau am fost voluntar în ultimii ani la școala profetică din Brazilia. It's my husband and my daughter Gabriella, who is the director of the school. Soțul meu și fiica mea, Gabriela, ei sunt directori acolo la școală. Ei. I just want to share Isaiah 6. Vreau să vă împărtășesc Isaia 6. And it says, Care spune: Then I heard the voice of the Lord saying, Am auzit glasul Domnului spunând: Whom shall I send? Pe cine să trimit? And who will go for us? Și cine va merge pentru noi? And I said, Here I am. Here am I. Send me. Iar eu am răspuns: Iată-mă, trimite-mă. So why did I choose this verse? De ce am ales acest verset? Opportunity to present this camp meeting. Când mi s-a evit oportunitatea de a prezenta în cadrul acestei tabere, I was nervous, eram foarte emoționată. but then I remembered this verse. Apoi mi-am amintit acest verset. When God says, Who will I send? Când Dumnezeu spune: Pe cine să trimit? And I said, Here I am, I will go. Iar eu am răspuns: Aici sunt, voi merge eu. So I hope we can all be blessed during these few days together. Sper că vom fi cu toții binecuvântați în aceste câteva zile petrecute împreună And learn from each other. și să învățăm unii de la alții. In both my presentations, I would like to share about false liberty. În ambele prezentări pe care le voi susține, voi discuta despre libertatea falsă. I would like to take us to where it actually all began. Și aș vrea să mergem acolo unde a început, de fapt, totul. And the principle behind it all. Să vedem care este principiul care stă la baza acestui concept. I know we know that it all started in heaven. Și noi știm cu toții că totul a început în cer. And there, this concept of false liberty came to earth. Iar de acolo, acest concept al libertății false a ajuns pe pământ. And this has been manifested in a form of abuse and inequality.
iar acesta a ajuns să se manifeste prin abuzuri și inegalitate. And I'm sure most of us that have seen the Vesper studies done by Elder Tess. Și cred că cei mai mulți dintre noi care am văzut studiile Vespers de la Elder Tess have been a blessing and they have allowed us to look further into these topics. Acestea au fost o binecuvântare și ne-au deschis posibilitatea de a studia mai profund aceste subiecte. We will also take some concepts from the Vesper studies together with the articles posted on the media broadcast. Voi lua niște concepte de la cele studii de Vespers și alte articole care au fost postate pe media broadcast. I actually don't know how many of you read these articles that are posted. Nu știu câți dintre voi citiți acele articole care sunt postate. But some of the points I will read today and tomorrow, these will be based on some of these articles. Dar unele din ideile pe care le voi menționa azi și mâine se bazează pe acele articole. We're going to start reading a quote by Ellen White. Vom începe prin a citi un citat de la Ellen White. And we will see how this false liberty was introduced. Și vom vedea cum a fost introdusă această falsă libertate. So let's open now GC 531.1. Să deschidem la tragedia viacurilor 531, paragraful 1. Okay, so let's read. With the earliest history of man, Satan began his effort to deceive our race. He who had incited rebellion in heaven desired to bring the inhabitants of the earth to unite with him in his warfare against the government of God. Adam and Eve had been perfectly happy in the obedience to the law of God, and this fact was a constant testimony against the claim which Satan had urged in heaven, that God's law was oppressive and opposed to the good of his creatures. And furthermore, Satan's envy was excited as he looked upon the beautiful home prepared for the sinless pair. He determined to cause their fall, that having separated them from God and brought them under his own power, he might gain possession of the earth and here establish his kingdom in opposition to the Most High. Satana și-a început eforturile de a amăgi neamul omenesc odată cu începutul istoriei omului. El, care a pus la cale răzvrătirea în ceruri, a dorit să-i aducă pe locuitorii pământului în unire cu el în lupta împotriva guvernării lui Dumnezeu. Adam și Eva fuseseră pe deplin fericiți în ascultare de legea lui Dumnezeu și faptul acesta era o mărturie permanentă împotriva pretențiilor pe care Satana le ridicase în ceruri, și anume că legea lui Dumnezeu era opresivă și opusă binelui făpturilor sale. Nu numai atât, dar invidia lui Satana a fost mult mai aprinsă atunci când a fost dăruit căminul frumos pregătit pentru perechea fără păcat. S-a hotărât să-i aducă la cădere ca, fiind despărțiți de Dumnezeu și sub puterea lui, să câștige stăpânirea asupra pământului și aici să-și întemeieze împărăția în opoziție cu cel prea înalt. So we all know that the warfare against God all started in heaven. Noi știm cu toții că această luptă împotriva lui Dumnezeu a început în ceruri. From the beginning, Lucifer had tried to make the earth believe that God's government was one of oppression and has been determined to destroy his law. Încă de la început, Lucifer era hotărât să-i convingă pe locuitorul pământului că legea lui Dumnezeu este opresivă și era hotărât să distrugă legea lui. So what was God's law?
Dar care era această lege a lui Dumnezeu? Was the law of equality. Era legea egalității. Made everyone in heaven believe that in the government of God there is no freedom. Și Satana a încercat pe toți cei din cer să-i convingă că sub guvernarea lui Dumnezeu nu există libertate. This means that the law of God was equality over above freedom. Însemnând că legea lui Dumnezeu era egalitatea mai presus de libertate. But that wasn't good for Lucifer. He wanted to invert the order. Dar asta nu-i plăcea lui Lucifer. El a dorit să inverseze această ordine. Lucifer interpreted the law of God in his own way. Iar Lucifer a interpretat legea lui Dumnezeu în modul său propriu, după placul său. And to do this, Lucifer used a false stream of information. Iar pentru a face lucrul acesta, el a folosit o falsă sursă de informații. And at that point, the angels had to go through a test and decide which government they actually wanted to follow. Iar în acel moment, toți îngerii din cer au trebuit să treacă printr-un test și să aleagă la care stăpânire vor să se supună, care vreau să urmeze. So that is the test that passed from heaven onto earth. Și acest test a trecut apoi din ceruri aici pe pământ. A test above equality, above freedom. Un test despre libertate, un test despre egalitate. Biggest focus was to eradicate equality and introduce false liberty. Lucifer had all the freedom. Lucifer avusese toată libertatea. But his problem was that he not use it to promote equality. Însă problema sa era că nu a folosit-o pentru a promova egalitatea. Continue by reading SR 14.2. SR 14.2. Vom continua prin a citi din Istoria Mântuirii, pagina 14, paragraful 2. Concealing his real purpose, he assembled the angelic host. He introduced his subject, which was himself. As one aggrieved, he related the preference God had given Jesus to neglect of himself. He told them that henceforth all the sweet liberty the angels had enjoyed was at an end. For had not a ruler been appointed over them, to whom they from henceforth must yield servile honor. He stated to them that he had called them together to assure them that he no longer would submit to this invasion of his rights and theirs, that never would he again bow down to Christ, that he would take the honor upon himself, which should have been conferred upon him, and would be the commander of all who would submit to follow him and obey his voice. Ascunzându-și planurile adevărate, el a adunat oastea îngerilor. Început să vorbească, iar subiectul era chiar el. Ca unul mâhnit, el a subliniat preferința pe care Dumnezeu i-o acordase lui Isus, neglijându-l pe el. Le-a spus îngerilor că toată dulcea libertate de care se bucuraseră era pe sfârșite, căci nu a fost oare desemnat un conducător peste ei căruia trebuia de acum să-i dea mod slugarnic onoare? Le-a spus că i-a chemat la oaltă să-i asigură că el nu se va mai supune acestei violări a drepturilor lui și ale lor, că niciodată nu se va mai pleca în fața lui Hristos, că va lua asupra lui onoarea ce ar fi trebuit să-i fie conferită și va fi comandantul tuturor acelora care se vor supune să-l urmeze și să asculte de vocea lui. So how does Lucifer describe this all? Cum a descris Lucifer această situație?
Lucifer describes liberty as being sweet. Lucifer a descris libertatea ca fiind dulce. It says it was coming to an end. A spus că aceasta era pe sfârșite. For him and the angels. Pentru el și pentru îngeri. We see from the beginning you have these two governments promoting themselves. Și putem vedea încă de la început că există aceste două guvernări care se promovează pe sine. To the angels so that they could fail to come to a reasonable and sensible conclusion. El a încercat să-i amăgească pe înger ca să nu reușească să ajungă la o concluzie rezonabilă și înțeleaptă, la o concluzie bună. As to what the reality was. Să-i amăgească, să-i înșele cu privire la ce anume reprezintă realitatea, care era realitatea. Și prin același lucru trecem și noi astăzi, asta trăim și noi azi. Choices of promoting false liberty. Surse care promovează falsa libertate. Are the ones that contribute to the earthly governments without equality. Acelea sunt cele care contribuie ca să existe guvernări pe pământ unde nu este egalitate. We contribute to a government without true human rights. Care contribuie la existența guvernelor unde nu se respectă drepturile umane. Using our false streams of information to promote this. Și astfel se folosește falsa sursă de informație pentru promovarea acestui lucru. Or freedom equals less equality. Mai multă libertate înseamnă mai puțină egalitate. Because freedom has been put above equality. Pentru că libertatea a fost pusă mai presus de egalitate. Angels, what did Lucifer do? Lucifer went to Eden and continued his lies by deceiving Eve and Adam. După ce a înșelat îngerii, ce a făcut Lucifer? Lucifer a mers în Eden și a continuat să mintă pentru a înșela pe Eva și pe Adam. Continued to do this throughout history and continues to do it today. A continuat să facă lucrul acesta pe parcursul întregii istorii și continuă să o facă și azi. As we continue constructing this behavior of Lucifer in heaven. Pe măsură ce continuăm să construim, să înțelegem acest comportament al lui Lucifer în cer. We will see how it will all take us to the false liberty today that we are living in. Vom vedea cum totul ne conduce la această falsă libertate pe care o trăim azi. So let's continue by reading GC 534.2. Continuăm să citim din Tragedia Viacurilor, pagina 534, paragraful 3. So that's GC 534.2. Satan is seeking to overcome men today, as he overcame our first parents by shaking their confidence in their Creator and leading them to doubt the wisdom of his government and the justice of his laws. Satan and his emissaries represent God as even worse than themselves in order to justify their own malignity and rebellion. The great deceiver endeavors to shift his own horrible cruelty of character upon our Heavenly Father, that he may cause himself to appear as one greatly wronged by his expulsion from heaven because he would submit to so unjust a governor. He presents before the world the liberty which they may enjoy under his mild sway, in contrast with the bondage imposed by the stern decrees of Jehovah. Thus he succeeds in luring souls away from their allegiance to God. Satana caută să-i învingă pe oameni astăzi, așa cum i-a biruit pe primii noștri părinți,
slăbindu-le încrederea în creatorul lor și ducându-i la îndoială față de înțelepciunea guvernării sale și a dreptății legilor sale. Satana, împreună cu agenții lui, îl reprezintă pe Dumnezeu ca fiind mai rău decât ei, pentru a-și justifica răutatea și răzvrătirea. Marele amăgitor încearcă să pună caracterul lui de o cruzime înfricoșătoare pe seama Tatălui nostru ceresc, ca el să pară extrem de nedreptățit prin alungarea din cer, pentru că n-a vrut să se supună unui conducător atât de nedrept. El prezintă înaintea lumii libertatea de care s-ar bucura sub stăpânirea lui blândă, în contrast cu robia impusă prin hotărârile aspre a lui Jehova. În felul acesta, el reușește să înșele sufletele și să le depărteze de credincioșia lor față de Dumnezeu. Tragedia veacurilor, 534, paragraful 3. If we look into the way Lucifer continued promoting these false freedoms on earth. Dacă ne uităm la modul în care Lucifer a continuat să promoveze această falsă libertate aici pe pământ, we can look into the laws set up by governments. Putem face asta prin a ne uita la legile care sunt impuse de guvernele lumii. Pentru că unele dintre aceste legi, deși par să fie bune, da, cele care sunt bune nu sunt practicate. Speak of gender. Când vine vorba de gen, nationality. Naționalitate, belief. Credințe, ethnicity. Etnie, sexual orientation, orientare sexuală, characteristics, și alte caracteristici. The university of rights is being contested across much of the world. Universalitatea drepturilor omului este contestată în cea mai mare parte a lumii. It is under broad assault from terrorists. Și este sub un mare asalt din partea teroriștilor. It is under broad assault from terrorists. Deci este sub un asalt mare din partea teroriștilor. Authoritarian leaders. A liderilor autoritari. Authoritarian leaders. Da, a liderilor autoritari, populist, populiști, and those who claim to back traditional values. Aceia care pretind că susțin valorile tradiționale. Seem only too willing to sacrifice. Care arată că ei nu sunt dispuși să sacrifice. Varying degrees. Sau sunt dispuși să sacrifice diferite rights of others for the sake of power. În diferite grade sau la diferite nivele drepturile altora de dragul puterii, ca să-și menține puterea. Combined influences has grown at the expense of the liberal order. Aceste influențe combinate au prosperat în detrimentul sistemului liberal. Critics also tell us that we differently. Criticii ne spun de asemenea. Critics also tell us we must begin to think differently. Criticii ne spun de asemenea că trebuie să începem să gândim diferit. To accept that we cannot demand that every country ensures freedom for gays. Că ar trebui să acceptăm faptul că nu putem cere ca fiecare țară să acorde libertate persoanelor gay. Or trans people. Sau persoanelor trans sau lesbienelor. And uphold women's equal rights to make their own decisions about
their lives. Și să susțină drepturile egale pentru femei de a lua propriile decizii legate de viața lor. That we should accept that is global culture. Și că să accepte că există o cultură globală. Religions or belief systems. Cu religii și sisteme de credințe. And allow local authorities to define for themselves. Și că ar trebui mai degrabă ca autoritățile locale să definească pentru fiecare zonă în parte. An appropriate human rights agenda. O agendă a drepturilor omului care să fie adecvată locului. Human rights agenda. Ce înseamnă o agendă, deci niște drepturi ale omului potrivite, adecvate? So we need to take note of the importance here of local authorities. Trebuie să notăm aici, să observăm importanța care este acordată autorităților locale. Further in the studies, we will see what is actually taking place today on these subjects. Pentru că mai departe studiul nostru vom vedea ce se întâmplă în realitate azi în ce privește aceste subiecte. Lucifer introduces the idea that governments are the ones that should define what is an appropriate human rights agenda. Lucifer a introdus de fapt această idee că guvernele, deci fiecare individ cumva la mod individual ar trebui să decidă ce înseamnă drepturile umane. So it's the same as saying that the state should define or the governors the way they wish to. Este același lucru cu a spune că fiecare stat ar trebui sau fiecare guvernare ar trebui să definească aceste drepturi ale omului cum doresc ei. States can put into place laws and redefine freedom by their own interpretation. Că pot să emită legi și pot să redefinească libertatea conform propriei lor interpretări. So, if you have your own freedom, așa că dacă ai propria libertate, you can apply it in the way you want to. Poți să o aplici după cum vrei tu. That is why Lucifer tried to make everyone believe that their sweet liberty was coming to an end. De aceea, Lucifer încerca să-i convingă pe toți că dulcea lor libertate se apropia de sfârșit. And his heavenly rules would oppress them. Și că legile cerului date de Dumnezeu îi vor oprima. So if we look into the world nowadays, dacă noi ne uităm în lume, în timpul nostru, în zilele noastre, of human rights ratified, noi avem acum declarația drepturilor omului ratificată in the year 1948 that says the following. În anul 1948 și care spune următorul lucru. Whereas recognition of the inherent dignity and of equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. That's the first one. Considerând că recunoașterea demnității inerente a tuturor membriilor familiei umane și a drepturilor lor egale și inalienabile constituie fundamentul libertății, dreptății și păcii în lume, așa începe. Second one. Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and believe and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.
Considerând că ignorarea și disprețuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revoltă conștiința omenirii și că făurirea unei lumi în care ființele umane se vor bucura de libertatea cuvântului și a convingerilor și vor fi eliberate de teamă și mizerie, a fost proclamată drept cea mai înaltă aspirație a oamenilor. The third one. Whereas it is essential if man is not to be compelled to have recourse as a last resort to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law. Considerând că este esențial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii, pentru ca omul să nu fie silit să recurgă ca soluție extremă la revoltă împotriva tiraniei și asupririi. Whereas it is essential to promote the development of friendly relationships between nations. Considerând că este esențial a se încuraja dezvoltarea relațiilor prietenești între națiuni. The next point, whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, and in the equal rights of men and women, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom. Considerând că, în cartă, popoarele Organizației Națiunilor Unite au proclamat din nou credința lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și în valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbați și femei și că au hotărât să favorizeze progresul social și îmbunătățirea condițiilor de viață în cadrul unei libertăți mai mari. In cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for an observance of the human rights and fundamental freedoms. Considerând că statele membre s-au angajat să promoveze în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite respectul universal și efectiv față de drepturile omului și libertățile fundamentale. As a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge. Considerând că o concepție comună despre aceste drepturi și libertăți este de cea mai mare importanță pentru realizarea deplină a acestui angajament. General Assembly says, proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual, every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms, and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among peoples of member states themselves and among the people of territories under their jurisdiction. Adunarea Generală proclamă prezenta Declarație Universală a Drepturilor Omului ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele și toate națiunile, pentru ca toate persoanele și toate organele societății să se străduiască, având această declarație permanent în minte, ca prin învățătură și educație să dezvolte respectul pentru aceste drepturi și libertăți și să asigure prin măsuri progresive, de ordin național și internațional, recunoașterea și aplicarea lor universală și efectivă atât în sânul popoarelor statelor membre, cât și a celor din teritoriile aflate sub jurisdicția lor. So these declarations of human rights, they show us how types of laws applied to freedom can sound great. Această declarație cu privire la drepturile omului
arată cum anumite tipuri de legi cu privire la libertate pot să sune bine. When we look deeply, we see how much damage freedom could do. Și dacă ne uităm mai profund, vedem cât de multă stricăciune poate produce libertatea. And of course, what we're talking about is the sense that if freedom is put above equality. Și bineînțeles, situația despre care vorbim este cea în care libertatea este pusă mai presus de egalitate. Because the power of the Universal Declaration should be the power of ideas to actually change the world. Pentru că puterea Declarației Universale ale Drepturilor Omului ar trebui să fie puterea unor idei care chiar să schimbe lumea. Because it inspires us to continue working to ensure that all peoples can gain freedom, equality and dignity. Pentru că ne inspiră să continuăm să lucrăm pentru a ne asigura că toți oamenii pot avea parte de libertate, egalitate și demnitate. We see how freedom is promised to the world in such a deceiving manner. Vedem cum libertatea este promisă lumii într-o manieră atât de înșelătoare. Why? Because they misinterpret it. De ce? Pentru că o interpretează greșit. Lucifer did. În același fel în care a făcut-o și Lucifer. Had just emerged from the Second World War. Lumea tocmai terminase cu cel de-al doilea război mondial, ieșise din această istorie. Și odată cu crearea Națiunilor Unite, Organizației Națiunilor Unite, hope. There was the widespread hope. A existat o speranță pe scară largă. Creating an international human rights framework. Că va fi posibil să se creeze un cadru internațional sau un cadru mondial al drepturilor omului. Protect people against future abuses. Pentru a-i proteja pe oameni de viitoare abuzuri. Years later, and 70 years later, dar la 70 de ani după aceasta, there remains much more that needs to be done. Au rămas încă atât de multe lucruri care trebuie implementate, făcute. The world is still in a wild hazardness in the world. The world is still a wildly unequal. Lumea a rămas în continuare pe scară largă plină de inegalitate. Un loc violent și plin de inegalități. Rights and abuses are everywhere. Încălcarea drepturilor omului și abuzurile sunt răspândite peste tot. To think that the human rights is something that we put on a pedestal. Și este greșit să credem că s-a ajuns acolo încât drepturile umane au ajuns pe un să fie puse pe un piedestal. Above the fray of our normal politics. Să fie mai presus de politicile But looking normale. Back to the drafting of the Universal Declaration of Human Rights. Dacă ne uităm la felul în care a fost scrisă Declarația Drepturilor Omului, time and even with the way now that human rights are invoked. Atunci, pentru prima dată, dar chiar și acum, la modul în care sunt invocate drepturile omului,
they are deeply immersed in politics. Putem vedea că acestea sunt profund afundate sau amestecate cu politica. And in the relationships of power that are prevailing at this time. Și cu relațiile de putere care domină în această perioadă de timp. And the drafters of the declaration. Și cei care au scris Declarația Drepturilor Omului. And the propagators of it. Și cei care au răspândit-o, care au susținut-o. Some of the very same states that had been involved in brutality. Unele dintre acele state sunt chiar cele care au fost implicate la rândul lor în brutalitate. Colonizing. Colonizare. Da, colonizare. Raping. Violul. Genocide. Genocid. Massacring large portions of the world. Masacrând porțiuni mari ale populației lumii. It might be such a universally. Și această idee că ar putea să existe, că ar putea să existe niște drepturi atât de universale. Agreed on list of human rights goes back thousands of years. Ideea că ar fi aceste drepturi universale asupra cărora toți să aibă să fie de acord datează de mai multe mii de ani în urmă. Satan has managed to control this world and make us believe what is written. Satana a reușit să controleze lumea și să ne facă să credem că ceea ce este scris declaration would be fair. Că va fi o declarație care să fie corectă. Just like he made the angels believe that his new rules would be fair. La fel cum i-a făcut pe îngeri să creadă că regulile sale vor fi corecte. A common issue in the discourse around human rights. Însă problema comună care se învârte în jurul discursului despre drepturile omului of protecting the law and not about protecting people. Este că acestea sunt făcute să protejeze legile și nu să protejeze oamenii. We see false liberty makes us want to set a kingdom on earth. Pentru că falsa libertate vrea să ne facă să ne construim o împărăție aici pe pământ. În loc să o construim, să construim o împărăție în cer. Start questioning their rights and their freedoms just like Satan did. Așa că acestea pun sub semnul întrebării drepturile și libertățile oamenilor, așa cum a pus și Satana sub semnul întrebării. Doar atunci, may the angels also question God's leadership. Da, și prin asta i-a făcut pe îngeri să pună sub semnul întrebării chiar conducerea lui Dumnezeu. Making them believe it was oppressive. Făcându-i să creadă că aceasta era una opresivă. And that he will change it. Și că el o va schimba. To conclude this first part of this section. Pentru a concluziona această prima parte a acestei prezentări. To read COOD 88.1. Vom citi dintr-un alt citat de la Ellen White. Recognize the hand of the Lord in bringing out a people by the second angel's message, free from the power of creeds and placed in a condition where they could search for and accept his truth.
This liberty was not a permission to run into anarchy and confusion. It was just as true then that liberty did not mean license, fanatism, or confusion as in the days of the apostles, when it was said to the Galatians, "Brethren, we have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one to another." That we will find in Galatians 5, verses 13. În timp ce putem recunoaște mâna Domnului în a scoate un popor prin mesajul celui de-al doilea înger, liber de puterea dogmelor și pus în poziția în care să poată căuta și accepta adevărul său, această libertate nu înseamnă permisiunea de a intra în anarhie și confuzie. Este la fel de adevărat atunci că libertatea nu înseamnă permisivitate, fanatism sau confuzie, ca în zilele apostolilor când li s-a spus galatenilor: "Fraților, am fost chemați la libertate. Numai nu folosiți libertatea ca prilej pentru firea pământească, ci prin dragoste slujiți-vă unii pe alții." Galateni 5:13. Noi nu am fost creați ca să facem orice dorim, orice vrem, but to love one for another, ci să ne iubim unii pe alții, să ne slujim unii pe alții. Let us pray. Haideți să ne rugăm. Lord Jesus, we want to thank you once again for this opportunity. Doamne Iisuse, vrem să-ți mulțumim încă o dată pentru această oportunitate. Lord, continue teaching your children about true liberty. Doamne, te rugăm, continuă să înveți copiii tăi despre adevărata libertate. Help us, Lord, to be that light and the salt in this world of darkness. Ajută-ne, Doamne, să fim lumină și sare în această lume a întunericului. Focus. Not to be deceived by Satan. Ajută-ne să avem grijă să nu fim înșelați de Satana. Just like you rejected him, Jesus, in the time of temptation. La fel cum tu l-ai respins, Iisuse, atunci când el a venit să te ispitească. Us to do the same. Ajută-ne să facem și noi la fel. To see that the world has nothing to offer us. Să vedem că lumea nu are nimic care să ne ofere. You have offered us eternal life. Însă tu ne-ai oferit viața veșnică. Thank you for everything. In Jesus' name I pray. Amen. Mulțumim pentru toate, ne rugăm în numele lui Iisus. Amin.